dați în voie să facă eu oficiile de gază, ca fiind om al locului. Bine ați venit la conferința noastră de presă, ocazionată de terminarea lucrărilor de construcție la sediu ambulanță. Un proiect foarte important pentru comunitatea noastră, dar și pentru toată Valea Prătușului. Știți foarte bine că această unitate de ambulanță deservește aproape jumătate din Valea Prătușului. Vreau să urez bun venit domnului președinte al Consiliului Județean Valentinii Marcea, domnului prefect Lucian Bogdanel, doamne director Laura Crețu și, evident, partenerul nostru în această asociere, primarul Oneștiului Laurențiu Neghină. Cred că, așa cum se cuvine, domnul președinte ar trebui să desfășoare în practică această conferință, după care vom parcurge ordinea pe care ați auzit-o deja. Mulțumesc, domnul vicepreședinte. Deci, iată că astăzi la Onești faptele fac diferența. S-a finalizat sediul ambulanței și o idee plecată din 2018, dacă nu mă înșel, în 2019 s-a încheiat contractul de parteneriat, asocierea între Consiliul Județean și Primăria Onești, în care Consiliul Județean a finanțat 95% din valoarea acestei lucrări. Beneficiarul nemijlocit este, bineînțeles, Saș Bacău, dar în primul rând este cetățeanul din această zonă. E un exemplu, finanțarea totală, așa, pentru date tehnice, de 1.671.000, inclusiv TVA. Felicit constructorul pentru finalizarea lucrării și în același timp cred că noi arătăm un model de bune practici în ceea ce înseamnă asociere cu UAT-urile din județ și arată că atât eu ca și președintele Consiliului Județean, cât și Consiliul Județean sprijină tot ceea ce înseamnă județ, fără a fi partinic în realizarea acestor obiective. Ca atare, noi mai avem cu Primăria Onești o asociere tot în zona de infrastructură medicală. Suntem, mă refer la eficientizare, beneficiarul principal fiind Spitalul Onești. Și cred că este un model de urmat de toate localitățile din județ, în așa fel încât să vedem finalizate obiectivele din cadrul județului și să asigurăm dezvoltarea și asigurarea unui act medical de calitate. Am să dau cuvântul domnului prefect și, bineînțeles, domnul primar. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnului primar Neghină, pentru invitația de a participa la conferința de presă de astăzi și salut presa locală oneșteană și cea din Bacău care a venit la această conferință de presă. Cred că știm cu toții că ambulanțele salvează vieți. Sunt convins că nu vor salva doar viețile cetățenilor din municipiul Onești, ci vor deservi cu promptitudine și eficiență comunitățile din lungul Văii Trotușului. Salut acest model de bune practici administrative care este realizat prin această investiție în sistemul sanitar oneștean. Un model de bune practici care arată că atunci când rațiunea, ideile bune prevalează, triumfă, se pot realiza multe investiții în folosul cetățenilor și iată una care vizează direct salvarea de vieți omenești, prin modernizarea capitală și dotarea sediului ambulanței din municipiul Onești. Sigur, este un model de bune practici pe care l-am dorit replicat și la nivelul reședinței de județ, municipiului Bacău, cel mai mare municipiu din județ. Însă, cu durere o spun, la nivelul orașului avem de-a face cu o administrație opacă și obtuză, administrația USR, care crede că se poate salva politic prin războaie imaginare pe Facebook și câteva garaje demolate din când în când
și puse pe Facebook. Așa ceva ar fi trebuit să avem și la nivelul municipiului Bacău, acest gen de investiții, dar la un an jumate de la schimbarea, preluarea mandatului și frâilor municipalității Bacău de administrația USR, vedem că lucrurile de fapt stagnează și totul nu este decât un conflict păgubos pentru comunitate și fără niciun rezultat pentru administrația locală. Felicit Consiliul Județean pe domnul președinte Ivancea și Primăria Onești pentru acest parteneriat, care dovedește că dincolo de umorile politice, de, știu eu, diferențele de opinie și de viziune asupra ceea ce înseamnă dezvoltarea durabilă locală, există domenii în care putem ajunge la un consens și iată, sănătatea este unul din domeniile capitale în ceea ce privește investițiile din partea Consiliului Județean. Nu este singura investiție pe care Consiliul Județean o face la Spitalul Onești, dar despre restul vor vorbi ceilalți participanți la conferința de presă. Repet, este un model de bune practici pe care l-am dorit replicat și la nivelul municipiului Bacău, însă la Bacău există o administrație opacă și obtuză care e canalizată pe cu totul alte coordonate decât acelea de a crea plus valoare comunității pe care vremelnic o conduc. Mulțumesc încă o dată și vă stau la dispoziție cu orice alte întrebări considerați a fi necesare. Domnul Crivară, vă rog frumos. Mulțumesc. Așa cum spunea și domnul prefect, faptul că ne aflăm la aceeași masă, domnul prefect, domnul președinte al Consiliului Județean, domnul vicepreședinte, arată că suntem de aceeași parte a baricadei. Și când spun asta, nu vă spun decât că mă bucură faptul că avem interese comune și acelea de a dezvolta nu doar spitalul, stația de ambulanță pentru care suntem astăzi aici, ci avem și multe alte proiecte pe care le vom realiza împreună la Onești în beneficiul oneștenilor. Faptul că suntem împreună nu duce decât la o bună dezvoltare a Oneștiului și se vor întâmpla lucruri bune cu siguranță la Onești. Profit de această ocazie. Dar înainte de a vorbi de proiectele de viitor, vreau să vă spun că pentru mine, așa cum bine știți, spitalul este un obiectiv de suflet. Încă din primul mandat ne-am îndreptat foarte mult atenția asupra acestui obiectiv. Vă aduceți bine aminte, am demarat două proiecte de suflet la acea vreme, în perioada 2013-2014, cu sprijinul nemijlocit al domnului președinte Dragoș Benea, un om de mare cuvânt, pot spune că este, din experiența mea politică, cel mai important om politic care și-a ținut cuvântul față de comunitatea noastră și am putut duce la bun sfârșit, s-au putut duce la bun sfârșit acele obiective. Acum, urmașii domnului președinte, văd că îi moștenesc bunele practici și își respectă cuvântul și își îndreaptă atenția asupra comunității noastre. Așa cum spuneam, profit de această ocazie să anunț și un viitor parteneriat de o mare importanță pentru comunitatea noastră. Este vorba de pasajul de la calea ferată ieșirea spre Bacău, un proiect pe care îl vom realiza, rog pe domnul președinte să confirme și să dezvolte, dacă poate, acest lucru. Este vorba de acel pasaj de o mare importanță și în contextul în care într-un viitor, sper eu, apropiat, va trece și autostrada 13, zona Oneștiului. Va fi o bună legătură și de foarte mare importanță. Despre ambulanță, îi las pe colegi, într-adevăr știți bine, ambulanța a fost finanțată 95% de Consiliul Județean. Nu pot decât să mulțumesc încă o dată pentru implicarea în acest proiect și restul proiectelor bune pentru Onești. Mulțumesc, domnul primar, o să fac, eu să detaliez la finalul conferinței de presă, lăsând de apoi și pe domnul jurnalist să pună întrebări. O să rog pe doamna director Aura Crețu. Vă rog. Bună ziua!
În primul rând vreau să mulțumesc Consiliului Județean, domnului președinte al Consiliului Județean Ivancea, primăriei Bacău și domnului primar, pentru sprijinul de la Onești, îmi cer scuze. Dar suntem aici. Pentru sprijinul pe care ni l-au acordat în finalizarea acestei investiții. Pentru noi a fost o prioritate, deoarece în anul 2015 legislația la momentul respectiv a impus anumite reglementări care nu puteau fi obținute în niciuna din stațiile serviciului de ambulanță la nivelul județului. Cu sprijinul autorităților locale, în fiecare zonă unde funcționăm ca și substație, am reușit să îmbunătățim acest lucru, mai puțin în municipiul Bacău, așa cum a menționat și domnul prefect. La Onești, într-adevăr, în 2018 am inițiat acest proiect. A fost acel parteneriat în care, împreună cu Consiliul Județean și Primăria Onești, s-a obținut această finanțare. Lucrările au demarat anul trecut. De asemenea, vreau să mulțumesc Spitalului Onești, care ne-a permis, în această perioadă extrem de dificilă de pandemie, să ne desfășurăm activitatea într-un spațiu pe care l-au pus la dispoziție. Pe toată această perioadă în care s-au făcut lucrări de investiție capitală la sediul nostru. Este, la acest moment, cred că cel mai bine dotat și amenajat spațiu din județul Bacău, cred că și din regiunea respectivă, din regiunea Nord-Est. Nu cunosc în altă zonă unde să fie amenajat conform standardelor europene. E foarte adevărat că pe parcurs, de la momentul la care s-a inițiat proiectul până acum, au mai apărut niște modificări legislative în ceea ce privește curățenia și dezinfecția. Dar lucrările acestea o să le facem pe parcurs ulterior. Această sediu, modernizarea acestui sediu, nu este un beneficiu pentru noi, cei care lucrăm în serviciul de ambulanță, ci pentru cetățeni, pentru că ne permite să facem curățenia și dezinfecția într-un spațiu adecvat, conform normativelor în vigoare, să putem ajunge cât mai repede la solicitări la urgențe. Știu că este destul de dificil, mai ales în această perioadă, în ultimii 2 ani de zile, de când cu pandemia am ajuns destul de târziu la urgențe, am avut și testări de făcut în această perioadă, avem un număr de echipaje suficient, spun eu, pentru o situație normală, nu pentru situații de pandemie, dar încercăm să ne dezvoltăm și din partea resurselor umane, dacă la nivel central o să primim aprobare de costuri suplimentare, să creștem numărul de echipaje pe această substație. Substația deservește în multe localități. La acest moment, noi asigurăm pe această substație aproximativ 25-30% din toate urgențele care sunt în județul Bacău. Zona Onești, această substație, nu este utilizată numai de către echipajele serviciului de ambulanță Bacău. Așa cum știți și dumneavoastră, o bună perioadă de timp, Spitalul Onești a fost spital suport COVID anul 2020 și multe ambulanțe din județ sau din afara județului veneau aici cu pacienți care îi lăsau pe anumite secții, făceau dezinfecția la noi. Deci este o imagine nu numai pentru județul Bacău, dar și pentru județele limitrofe. Eu nu pot decât să mulțumesc pentru sprijinul care ne-a fost acordat și să vă asigur că vom face tot ceea ce ține de noi ca să creștem calitatea actului medical și cetățenii din Onești și din zonele limitrofe să beneficieze de cea mai bună asistență medicală de urgență. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna director. Doamna director este o consecventă... Un om consecvent care de fiecare dată a solicitat sprijinul și cred că de fiecare dată lucrurile au luat întorsătura care și-a dorit-o dânsa. Să sperăm că la nivelul municipiului Bacău noi mai avem un parteneriat care vrem să-l dezvoltăm la nivelul municipiului Bacău pentru un centru modern, nu doar de ambulanță, care cuprinde și ISU, și un parteneriat cu Primăria Bacău, pornit de undeva din 2016. De prin 2009 sau 2009. Să sperăm că noi venim cu bună credință către municipiul Bacău să finalizăm sau să încercăm să punem bazele
acestui parteneriat, să-l vedem cu pași repezi că se finalizează și pentru municipiul Bacău. Preluând pasa de la domnul primar, într-adevăr avem în intenție să facem un parteneriat pentru o zonă importantă pentru județ. Faptul că există un trafic extrem de important către Brașov, evident că se impune un pasaj care să asigure un circuit fluent al participanților la trafic. Este un proiect complex, e un proiect undeva vechi și care trebuie actualizat și care domnul primar zilele astea l-a pus pe tapet, ne l-a ridicat în atenție. Noi îl sprijinim, o să încercăm tot ce ține de noi să facem în așa fel încât să obținem și finanțarea necesară, corectă și coerentă de așa natură, încât să finalizăm acest proiect. Proiectul este, repet, complex, ținând cont că e în zona căii ferate, dar tocmai asta, asemenea provocări, poate să facă diferența între cei care vorbesc și cei care fac. Pe de o parte. Pe de altă parte, noi nu suntem la primul parteneriat, suntem și la un alt parteneriat pentru cu strada industriilor, care sperăm cât de curând să, odată cu finalizarea procedurilor, să vedem primul utilaj pe teren, în așa fel încât tot ceea ce am promis de la începutul mandatului și dacă țin foarte bine minte, atunci când a fost investit domnul primar în funcție, am participat, m-a invitat, am promis un lucru și am promis un parteneriat onest și corect cu Oneștiu, cu municipiul Onești, cu primarul municipiului Onești. Dacă nu mai sunt, aș dori întrebări la această prezentare, vă rog. Doamna director, vreți o întrebare? Da. Ați spus de primăria Bacău, că ați dorit și la Bacău să faceți, să modernizați ambulanța. Ați făcut demersuri la primărie? Au fost făcute demersuri, așa cum a menționat și domnul președinte al Consiliului Județean. Există un parteneriat încheiat între Consiliul Județean, primăria Bacău, Serviciul Județean de Ambulanță și ISU Bacău. Din 2011 au fost și niște hotărâri de Consiliul Județean și Consiliul Local, tocmai pentru a face o construcție nouă care să cuprindă atât sediul serviciului de ambulanță, cât și sediul SMUR, dispecerat integrat și centrul de coordonare și conducere a intervenției. Deci este un proiect amplu, care la acest... Noi am făcut un tema de proiectare, am realizat, avem niște pași făcuți în față, urmează să se finalizeze pe parcurs procedurile pentru partea de finanțare. Actualizarea asocierii cu primul Bacău și pașii concreți, pentru că la urma urmei știți, orice idee, cât de frumoasă este, dacă nu faci pași concreți, se finalizează într-o speranță deșartă. Cel mai bine este să finalizăm așa cum s-a finalizat azi sediul ambulanței, așa ne dorim să finalizăm și la Bacău. Important că știți în toată treaba asta, dacă nu ai un partener serios și implicat, e complicat să reușești de unul singur. Tocmai asta face diferența între municipiul Onești și municipiul reședință de județ Bacău. Un primar serios care a trecut peste orice alt lucru care poate să zic să fie interpretat politic și facem administrație. Bineînțeles că noi venim din politică, evident că facem politică pentru cetățean și pentru a promova ceea ce înseamnă interesul cetățeanului, dar asta nu înseamnă că trebuie să lăsăm în spate administrația și ceea ce face domnul primar la Onești se numește administrație. Întrebări? Vă rog. Întrebare pentru doamna manager. Despre partea tehnică, mă refer la ambulanțe, cum stați și care este gradul lor de uzură și dacă aveți perspective de noi a parcului auto. Da, parcul auto este renoit permanent prin proiecte naționale de către Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General pentru situații de urgență. În acest moment, noi am primit, cred că acum 3 sau 4 ani, partea asta cu pandemia mă face să uit exact anumite perioade,
mașini noi care ne-au permis schimbarea celor care le aveam în dotare din 2008-2009. Cu toate acestea, pentru că a fost un număr foarte mare de solicitări, impresionant pentru noi, cel puțin în ultimii 2 ani de zile, uzura mașinilor a crescut destul de mult. Chiar dacă mașinile vechi, să spunem că au un anumit grad de uzură, unele dintre ele avem peste 5 mașini care au peste 1 milion de kilometri, ele sunt reabilitate, sunt făcute reparații capitale la ele și funcționăm cu ele, sunt în condiții de siguranță fără nicio problemă, tocmai ca să rezolvăm toate aceste urgențe. În fiecare periodic se vor face aceste proiecte, dar chiar dacă primim aceste mașini reînnoirea parcului, recent am participat la acea inițiativă privind strategia de dezvoltare a municipiului Onești și am propus, printre altele, inclusiv această posibilitate de a putea achiziționa, eu știu, prin fonduri europene ambulanțe pentru municipiul Onești, ca să le putem înlocui pe toate să fie cât mai moderne, asta fiind una din condițiile solicitării cererilor de finanțare externe să fie trecută printr-o strategie de dezvoltare. În principiu, la momentul acesta, noi lucrăm cu 5 echipaje ziua și 4 noaptea pe Onești. Ca și viitor, ar trebui să avem aici o linie de gardă cu medic. Din păcate, nu avem personal medical superior care să dorească să vină să lucreze la ambulanță, dar ar fi o zonă unde chiar ar fi nevoie de un echipaj cu medic. Eu mai am o întrebare pentru domnul prefect. Vă rog, domnul. Plecând de la ceea ce s-a susținut aici bunele practici administrative și, cum bine a menționat domnul primar Neghină, suntem de aceeași parte a baricadei când este vorba de interesul cetățenilor. Domnule prefect, aș vrea să vă întreb, acolo a trecut recent printr-o criză apei. În plină pandemie am fost loviți de lipsa apei. Știu că s-a întâlnit Consiliul Județean pentru situații de urgență, s-a emis o hotărâre, și dumneavoastră și președintele Consiliului Județean au făcut un apel la colaborare cu municipalitatea pentru a se rezolva darea în exploatare a rezervei de apă. Eu vin și vă întreb, ați primit vreun semnal de la primarul Lucian Stanciu Visteu vis-a-vis de o colaborare, punând, așa cum a spus domnul primar Neghină, interesul cetățeanului mai presus de divergențele astea politice? Mulțumesc pentru întrebare, domnul Balan, și pentru faptul că vă oferiți oportunitatea de a răspunde la un subiect sensibil pentru comunitatea băcăoană de data aceasta, nu cea uneștenă. După cum știți, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență s-a întâlnit de vreo 2 ori în perioada crizei apei, emițând 2 hotărâri, 10 și 13, care în principiu vizează operaționalizarea rezervei de apă a municipiului Bacău și urgentarea acestei proceduri de operaționalizare. Noi, la Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, nu avem, știu eu, abordarea de tip CIC Globus, pe care o vedem în Consiliul Local, pusă în scenă de conducerea municipalității. La Comitetul Județean pentru Situații de Urgență sunt reprezentate instituții serioase, de forță, instituții care intervin în situații de urgență, șefi de instituții militare. Nu ne permitem luxul de a face jonglerii politicianiste în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Din păcate, din partea domnului primar Viziteu, noi am primit niște postări înveligate. Așa a înțeles domnia sa să răspundă mâini întinse Consiliul Local, în data de 7 februarie, când alături de domnul președinte al Consiliului Județean am participat la o ședință în care, cu stoicism, ne-am așteptat rândul, deși puteam să fim mai în față, ne-am așteptat rândul și am încercat să deblocăm această situație. Postări care, ele în esență, nu vor conduce niciodată la rezolvarea problemei apei în municipiul Bacău, pentru că rezolvarea problemei apei în municipiul Bacău comportă un tip de responsabilitate de care primarul municipiului Bacău fuge. Și nu este capabil sau nu dorește să-și asume acest lucru. Și la ce mă refer? După cum știți, primăria Bacău este beneficiarul finanțării prin PNDL, din partea Guvernului României, în vederea construirii rezervei de apă. Totodată, în calitate de beneficiar, este și autoritate contractantă pe acest proiect. Nici prefectura, nici Consiliul Județean nu se pot substitui neisprăviților de la conducerea primăriei Bacău, care, după 3 ani de zile de la începerea lucrărilor, privesc cum această rezervă e nefuncțională, deși ea trebuia terminată în 2020, în iunie 2020.
Noi vom urmări, cel puțin în calitate de președinte al Comitetului Județean pentru situații de urgență. Nu voi sta pasiv la acest mod în care înțelege conducerea municipalității Bacău, speță primarul, să trateze un subiect de stringentă actualitate și necesitate pentru municipiul nostru. Pe de o parte, pe de altă parte, punerea în siguranță a conductei de adopțiune, da? Care este dacă vreți, o resursă, este un obiectiv strategic pentru municipiul Bacău, pentru că noi în continuare vom beneficia de această conductă de adopțiune. Nu vom putea construi peste noapte sau, știu eu, într-un orizont de timp predictibil, o altă conductă de adopțiune. De asemenea, reprezintă un obiectiv care a trecut prin hotărârea de Comitet Județean pentru situații de urgență. Și, dincolo de, știu eu, divagațiile politicianiste, de ieșire, erupțiile domnului primar în spațiu public, dânsul este reprezentantul legal al proprietarului acestei conducte, respectiv OAT municipiul Bacău, primăria Bacău. Și sigur că în calitate de reprezentant legal a avut oportunitatea de a primi fonduri europene în 2005-2006, municipalitatea Bacău să construiască această conductă, dar această oportunitate e dublată și de niște responsabilități în calitate de proprietar al acestei conducte. Responsabilități ca și la rezerva de apă, tot în calitate de, da, beneficiar al lucrării și autoritate contractată. Așa încât eu îl invit pe domnul Viziteu să facă pasul spre maturitate politică și maturitate administrativă și în ceasul al 13-lea, pentru că al 12-lea a trecut de mult, în ceasul al 13-lea să înțeleagă că nu va putea deflecta la infinit responsabilități care, potrivit legii, incumbă mandatului său de primar și implică prezența sa în aceste responsabilități. Am înțeles, îi devină operatorul, îi devină adipul cu președintele Ivan, ce acum prefectura, tot timpul cineva îi devine altcineva. Dar de această dată știm foarte clar că proprietarul conductei de adopțiune Marea Uzului Grigoreni este municipalitatea Bacău, de asemenea autoritatea contractată și beneficiarul finanțării PNDL pe rezervă de apă e tot municipalitatea Bacău. Noi nu le putem substitui, știu eu, diletantismului și a modului, dacă vreți așa, puierit infantil în care conducerea primăriei înțelege să trateze niște subiecte de mare sensibilitate pentru comunitatea bacăoană. Însă, o să ajungem și în etapa în care, dacă cu vorbă bună nu se poate, să va putea. Și vom rezolva și problema apei, împingându-o de la spate. Mai am o întrebare pentru domnul președinte Ivan Cea. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Domnule președinte, domnul principiul Bacău a acuzat în legătate rândul ADIM. Dar domnia sa face parte din ADIM. V-aș ruga să-mi spuneți, în calitate de președinte ADIM, cum ați văzut colaborarea cu domnul primar și de ce domnul primar întotdeauna scoate în fața ADIM, deși este parte a acestei asociații. Vă mulțumesc pentru întrebare. Să știți că eu am fost destul de decent și discret în ieșirile publice în a răspândi acuzații sau a spune cine este vinovat de criză, cine se face vinovat, ce trebuie să facă sau ce nu trebuie să facă. Eu am venit cu buna credință să rezolvăm problema, pentru că, indiferent mai presus de responsabilități, așa cum le are fiecare, așa cum le are fiecare atât în asociație, cât și în cadrul primăriei, cât și în cadrul Consiliului Județean, în mod cert nu va rezolva problema efectivă. Am văzut afirmații publice cu acuzații, cu responsabilități împărțite în stânga și în dreapta, dar care nu fac decât să arate un fel de circ mediatic fără nicio finalitate, pe de o parte, și fără nicio consistență. Lucrurile sunt foarte clare. Eu am venit în Consiliul Local după ce am fost în Comitetul Județean de Situații de Urgență cu anumite propuneri, cu propuneri date nu de către Ivan Cea, așa cum mi se adresează domnul primar, eu vorbesc cu domnul Dânsu, îmi spune Ivan Cea, când am tras de șireturi, când eram mai mici. Am venit cu propuneri concrete, am venit cu o expertiză, mai mult decât atât, am venit cu un DALI.
Dali, care acum îl expertizează domnii din primărie, care n-au reușit să facă nimic în vreo 20 de ani de a rezolva problema apei în municipiul Bacău, dar acum știu să corecteze un Dali, făcut de un expert, eu nu mă percep și nici nu mă dau expert, făcut de un expert care are un doctorat în domeniu și e profesor. Profesor, inginer, doctor. E proiectant de meserie, dânsul cunoaște conducta mai bine decât o cunoaștem noi toți la un loc, mă refer la nivelul județului, și a venit cu anumite propuneri pe care le-am susținut în cadrul Consiliului Local. Dacă domnul primar ar fi participat mai des în ședințele de Consiliul Local, ar fi văzut cam care sunt problemele din Adib și cam care ar fi și soluțiile în acest sens. Soluțiile trebuie să aplicate în mod cert concomitent, pentru că nu se poate lucra doar pe o singură zonă. Pe lângă punerea în siguranță a conductei care a realizat acest studiu, l-a realizat Adibu și CJ-ul a plătit prin cotizație suplimentară tocmai pentru a realiza, deși nu era treaba, să zic, nici a CJ-ului și nici a Adibului decât de strategie și de sprijinirea unor strategii de obținere a fondurilor europene, ceea ce s-a și întâmplat. Adică cele 470 de milioane venite la nivelul județului Bacău nu sunt venite din cauza efortului primăriei Bacău. Și beneficiarul 56 de milioane nu a făcut niciun demers în sensul ăsta, ci doar a apucat să critique și a cerut schimbarea crabului invariabil. Folosindu-se de această criză a apei, tot pentru a schimba crabul. Nicio problemă, eu nu sunt apărătorul conducerii CRAB, dar instanța a hotărât altfel. Instanța hotărând altfel, nu pot să vin nici eu, nici altcineva să spună cum trebuie procedat sau cum trebuie, să zic așa, schimbată conducerea CRAB și pus la conducerea CRAB apropiatul domnului Viziteu. Ca atare, problemele aducțiunii cu apă și problemele de pierderi de apă la nivelul municipiului Bacău, în mod cert, nu se pot rezolva într-un mod demagogic. Eu am să anunț, nu eram programat să anunț, am acționat în instanță, am declanșat procedura de a acționa în instanță pentru obligația de a face. Cred că proprietarul trebuie să-și facă treaba, așa cum Adibul trebuie să-și facă treaba și Crabul trebuie să-și facă treaba. Dar trebuie să-și cunoască foarte bine atribuțiunile, în așa fel încât să nu avem asemenea situații de nedorit, pentru că dacă s-ar fi intervenit asupra conductelor din municipiul Bacău, cât și pe aducțiune, într-o manieră coerentă și într-o manieră în care să privească conducta în, tocmai pentru punerea în siguranță acesteia, nu s-ar fi întâmplat acest lucru. Mai mult decât atât, și dacă rezerva de apă ar fi fost operaționalizată, ar fi fost numai bună de folosit, ca să folosesc un termen mai apropiat să-l înțeleagă și domnul primar ce înseamnă operaționalizare, că văd că folosește, postează că citește o carte, dar de fapt nu citește Dexul. Nu înțelege ce înseamnă operaționalizare. Operaționalizare înseamnă să faci ca un lucru să meargă. Deci, rezerva de apă operaționalizată, cu conducta de apă pusă în siguranță și cu reducerea pierderilor la nivelul municipiului Bacău prin investiții, prin plan investițional care nu l-a adoptat nu doar actualul primar, și primarii dinainte, nu au băgat un leu în conductele din municipiul Bacău, cred că poate rezolva problema apei. Doar că aici e fugă de responsabilitate pe de o parte și aruncarea responsabilității în partea altcuiva care chiar din punct de vedere al atribuțiilor, și că am făcut treaba, pentru că totuși stația de manganizare este realizată prin efortul Consiliului Județean, decontând, bineînțeles, din fonduri europene. De asemenea, fronturile de captare, tot prin aceleași eforturi, proiectarea și Daliul, care am și un document în care ne solicită primăria prin, să finanțăm punerea în siguranță, dar măsurile trebuie să le ia primăria. Nu putem finanța noi o conductă
care nu ne aparține. Cum aș veni în casa cuiva și eu să fiu vinovat că el nu-și face reparația și proprietar. Nu știu dacă am răspuns complet, subiectul e amplu și poate noi acum doar facem diferența. Uitați, sediul ambulanței este realizat, am lucrat cu bună credință și unii și ceilalți și cred că până la urmă ceea ce rămâne ca obiectiv și este dat în folosință este important mai mult decât postările demagogice pe Facebook. Mulțumesc. Dacă mai sunt întrebări? Aș vrea și eu să concluzionez. Eu astăzi mă aflu aici în funcția de primar pentru că oneștenii au înțeles încă din mandatul trecut că am pus interesele comunității mai presus de interesele politice și să promit că voi face tot ce este omenește posibil pentru a nu dezamăgi și a aduce oneștiul acolo unde este locul. Vă mulțumesc. Mai sunt întrebări? Dacă nu mai sunt întrebări, dați-mi voie să închei. Mai în serios, acum cred că vom face un transfer la unești. În ceea ce privește problema apei, eu sunt convins că împreună cu domnul primar în câteva lume rezolvăm. Da, mă rog, da. Asta era o glumă. E o idee. Da, e o idee, altfel că văd toate, nu reușim. Revenind pe leaguri trotușene și, evident, ascultându-l pe domnul președinte, în scurta prezentare a proiectului, mi-am adus aminte de anul 2018, când împreună cu administrația social-democrată de atunci am constatat că la unitatea primiri urgențe, pe cât de frumoasă era unitatea de primiri urgențe, pe atât de deplorabil arăta sediul ambulanței și atunci s-a luat decizia de a semna la Consiliul Județean, eu fiind atunci consilier local, încercarea aceasta de asociere. Vreau să vă spun că într-un timp extrem de scurt Consiliul Județean a răspuns și a zis da, haideți să o facem. De altfel, proiectul de reabilitare a ambulanței se circumscrie într-o politică județeană de sprijin a sănătății în general, pe care dumneavoastră ca jurnaliști o cunoașteți. Eu sunt convins că ne vom vedea foarte curând la Spitalul Unești, pentru că dacă până acum proiectul de eficientizare energetică a spitalului a mers într-un ritm oarecum lent, pentru că această pandemie nu a dat voie constructorilor să se desfășoare. Iar știți foarte bine cum funcționează spitalele în această perioadă. Eu sunt convins că dacă lucrurile se vor ameliora, să dea Dumnezeu să se termine această pandemie, o să vedem lucrări mult mai ample și la spital. Una peste alta, revenind la ambulanță. Mă bucur și pentru colegii de acolo care muncesc, pentru că au și începând de astăzi condiții decente de muncă. Ei, așa cum a zis domnul prefect, au o muncă nobilă, salvează vieți și meritau să aibă un spațiu propice unde să-și desfășoare activitatea. Da, profit și eu de ocazie, dacă tot s-a deschis discuții asupra apei, vreau să fac și eu anumite precizări legate de ceea ce se întâmplă la Onești. Noi la Onești suntem pe drumul bun, zic eu, și cred că și oneștenii spun acest lucru. Vom avea, pe lângă înlocuirea rețelelor de apă și canalizare, ce însumează aproximativ 70 de kilometri, se lucrează într-un ritm alert și susținut și în grafic, constructorul este în grafic pentru stația de depurare, însă cel mai important lucru care cred eu și oneștenii că se realizează la Onești va fi stația de captare, vom avea sursă alternativă de apă, ceea ce în mod sigur va duce la eliminarea crizei de apă. Adică chiar dacă vor fi avarii pe viitor, după ce vom avea această sursă de alternativă de apă, chiar dacă vor apărea avarii pe conducta care vine de la Valea Uzului, oneștenii nu vor mai simți această problemă lipsei apei. Totodată se înlocuiesc conductele principale de apă la Onești. Nu va mai exista, zic specialiștii, apă ruginită la robinet. Nu vor mai exista cel puțin atât de multe avarii, ceea ce se întâmplă, ce s-a întâmplat în decursul anilor în comunitatea noastră. Și închei prin a face apel la
locuitorii Măneștilor să fie înțelegători și să ne să înțeleagă situația. De fapt, nu se pot înlocui 70 de km de conductă fără un ușor disconfort. Eu zic că exprimarea este corectă, ușor disconfort. Cred, consider că constructorul a lucrat destul de bine, nu sunt mari probleme. Da, sunt cele șanțuri pe care au apărut pe carosabil sau pe trotuare, n-au putut fi reparate pentru că s-a lucrat și pe timpul iernii, nu pot fi reparate până vremea nu ne permite, dar constructorul, așa cum ați văzut, că a fost ziua de Crăciun, că a fost duminică seara, atunci când a plouat și s-au lăsat acele zone unde a fost completat cu pământ pe șanțurile unde s-a intervenit, că a fost duminică seara, au venit cu buldozere, cu excavatoare, noapte, sunt imagini postate mereu, chiar și-a făcut treaba și chiar a răspuns cu simț de răspundere. Da, există un mic disconfort, dar este inevitabil. Nu putem schimba conducte online, clar. Bravo! Corect. Dacă nu mai sunt. Nu mă permiteți. Chiar un exemplu de urmă. O paralelă, dar putem să punem în oglindă lucrurile, cam așa trebuie să întâmple dacă îți asumi răspunderea. Cam așa trebuie să întâmple. Partea de, chiar dacă este disconfort, chiar dacă poate pe moment să se piardă din imagine, că se creează o anumită situație mai complicată pentru cetățean, dar să știți că produsul final, faptul că se reduc pierderi, că nu sunt avari, că nu se poate realiza prin postări pe Facebook. Felicitări, domnul primar, și iată, iar un model de urmat, nu doar cel de azi, și referitor la apă. Vă invit să mergem în, să luăm imagini din, de la stație. Și mergem la un centru ambulanță. Exact, zice, mă rog, mai apare domnul primar, după ca să schimbă treabă. Aici o să fie o cameră de odihnă pentru colegii mei. Acest spațiu este făcut dintr-un alt garaj. Au fost 8 compartimentate. Noi le-am micșorat, că n-aveam nevoie de atât de multe, așa fel încât să avem spațiu necesar desfășurării activității. Pentru că, până la urmă, colegii mei lucrează uneori 12 ore, uneori 20 de ore fără să ajungă acasă și trebuie să aibă condiții minime să poată să servească masa undeva, să-și încălzească, da, ceva dacă mai apucă. Facem și la Bacău. Da, dar la Bacău trebuie mult mai complicat. Da, dacă se vrea. Din păcate trebuie să ne plimbăm pe mai multe zone. Haideți să vă arăt și zona aceasta. Din păcate. De ce din păcate, doamna director? Pentru că nu merg așa din... Din fericire. Trebuie să ne plimbăm, că am făcut. A, da, facem mișcare mai multă. Aici o să fie partea de dispecerat. Au fost montate la STS deja aracul care a fost dat jos la momentul respectiv. Camera pentru tot ceea ce înseamnă depozitare, medicamente, materiale sanitare, trusă de urgență. Iar acolo în spate o să aveți camera asistenților și o baie. Deci asta va fi ca și organizare. Asta exista înainte, noi doar am modificat, am mai completat cu acea încăpere pe care am făcut-o în așa fel încât spațiile să fie cât mai bine delimitate. Am reușit cu această ocazie să facem și o cameră pentru instruire profesională, care este în partea cealaltă. Aici o să fie camera unde se face curățenia mașinii și partea de dezinfecție, amenajată special. Partea de spălătorie exterioară o să fie externalizată. Aici doar curățenia și igienizarea mașinii, dacă sunt produse de sânge sau alte aspecte. Aici este camera de pregătire profesională. Dați link și ne ocupăm de el. Nu? Aici este camera. Au apărut niște mici infiltrații care au fost reparate și s-a refăcut, din câte am înțeles, de la constructor instalația. Iar aici este partea de centrală, tot ce ține de partea de încălzire.
recepție efectivă. Și mai avem în spate, sunt de două încăperi care, în spate, în spatele clădirii, noi mai avem încă două încăperi unde își vor fi depozite, unde punem mașinile de spălat pentru echipamentele medicale și așa, pentru costumațiile noastre și așa mai departe, iar celelalte încăperi aparțin spitalului. Acolo vă pot spune conducerea spitalului ce anume spații sunt. Da, mergem.